mi-e și rușinic așa un pic să vă recunosc acest lucru încă din titlu, dar știți că nu mă dau mai mult decât sunt și decât fac. Așadar, așa este. Nu am citit nicio carte până acum de Alexandre Dumas. Nici de tată, nici de fiu. Mă simt prost față de mine, însă că până la urmă față de mine este importantă înainte de orice altceva. Dar iată, încerc să recuperez acum și, Doamne, sunt fascinată de această carte, această superbă carte, Contele de Monte Cristo. Abia așteptam să vă povestesc despre ea, deși încă nu am terminat cartea. Înainte de toate, așa cum fac de fiecare dată, vă invit să apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea și celelalte vloguri, asta după ce v-ați abonat. Mulțumiri! Acum nu știu dacă toată lumea de aici a citit Contele de Monte Cristo, am să vă povestesc foarte puțin, nu am să dau prea multe din carte, pentru că am să mai povestesc despre acest roman al lui Dumas, am să mai povestesc în alte vloguri, probabil am să-i fac pe la anul și o recenzie, mai am încă 100 de pagini din primul volum, plus al doilea volum, care are de asemenea tot 500 și ceva de pagini cum are primul. Dar ușor, nu mă grăbesc nicăieri, când pot prioritizez. Ideea e, cartea asta se citește foarte repede, să știți, cred că nu am mai citit de ani buni o carte atât de repede, însă nu am eu atât de mult timp pe cât mi-aș dori sau astfel încât să o termin rapid într-o săptămână, două, trei. Așadar am început-o deja de la începutul lui decembrie, nu, cred că de la sfârșit de noiembrie, ceva de genul, irelevant. Romanul povestește viața lui Edmond Dantes, care a fost închis după ce a fost acuzat ca informator al uzurpatorului Napoleon Bonaparte. Acum, Dantes este închis chiar în noaptea, în seara logodnei cu frumoasa lui Mercedes și închis timp de 14 ani. Este închis la vârsta de 19 ani, când era atât de tânăr, de blând, de curat, de fericit, n-avea niciun pic de dușmănie pe chip și în viață și iese, cum spuneam, 14 ani mai târziu, când el însuși se privește într-o oglindă și se vede cu un chip care odată era bucălat, surzător, înfloritor, e bine, acum este brăzdat de o tristețe adâncă și își vede sila față de oameni. Am citat acum din Dumas, reproduz, nu știu exact dacă am citat cuvânt cu cuvânt, nu știu, nu credeam că am să spun asta, dar până în momentul de față Edmond Dantes este cel mai iubit personaj din literatura universală, cel mai iubit de mine, bineînțeles, și iată cum l-a detronat pe prințul Mâșkin din Dostoevski, din Idiotul, pardon, lui Dostoevski, despre care știți că am tot vorbit și am zis de atâtea ori că Dostoevski rămâne preferatul meu din toată literatura. Îmi pare rău, dar cred că am să ajung să spun că aceasta e cartea mea preferată. Nu sunt încă 100% convinsă. Vreau să văd și finalul, bineînțeles, să ajung până acolo, ca apoi să spun o părere finală. Până acum însă, înduioșător, emoționant, Doamne, am plâns, mi-au dat lacrimile, stați așa că vă și citesc un pasaj să vedem dacă îl simt la fel de emoționant și acum. Zic că nu o să buzei, dar uitați ce m-a făcut pe mine să plâng. Era vorba despre abatele Faria, care se afla întemnițat și el, împreună cu Dantes. Mă rog, aveau temnițele una lângă cealaltă. Apropo de asta cu temnițele, aș vrea să mă documentez un pic mai mult și să citesc puțin mai mult despre cum erau temnițele atunci, pentru că tot încercam să-mi imaginez, ăștia băteau acolo cu toate uneltele posibile în bolovani, astfel încât să-și găsească un loc pentru a putea evada. Și n-auzea niciun temnicer, mă tot întrebam cum erau construite temnițele și cât de adânci erau încât să nu se audă nimic. Stai seama că bați cu unelte. În fine, hai să trecem la pasajul de care vă spuneam. Spune abatele Faria, dar știi tu oare ce am făcut ca să-mi ceri astfel să mai încep odată? Știi oare că mi-au trebuit 4 ani ca să-mi încropesc uneltele astea? Știi că sunt 2 ani de când tot zgârii și scobesc un pământ tare ca granitul? Știi că a trebuit să scot bolovan pe care altădată nici n-aș fi crezut că-i pot clinti? Că am petrecut zile întregi în munca asta titanică și că uneori seara eram fericit dacă scoteam un degetar de ciment învechit și tare ca piatra. Tu știi oare, știi că pentru a ascunde tot pământul și toate pietrele pe care le scoteam, mi-a trebuit să străpun bolta unei scări în golul căreia le-am îngropat rând pe rând în așa fel încât acum golul e plin și n-aș mai avea să pun un pumn de țărână.
și știi în sfârșit că eram sigur că am să-mi ating ținta, că puterea pe care mi-o simțeam era doar atâta cât să-mi duc munca asta la capăt. Și iată, Dumnezeu nu numai că mă face să iau de la capăt, dar îmi și mută țelul cine știe unde. Da, îți spun, îți repet, n-am să mai încerc nimic de acum înainte ca să-mi recapăt libertatea, fiindcă Dumnezeu vrea să fie pierdută pentru totdeauna. Ah, Doamne! Doamne, bine, nu știu cât vă emoționează pe voi că v-am citit eu acum un pasaj, dar citind cartea o să ajungeți și la acest pasaj, la acest paragraf care pe mine m-a emoționat atât de tare. Mai multe povești, mai multe momente mi-au făcut pielea de găină și mi-au dat lacrimile atunci când citeam. Însă aceasta cu abatele Faria este una dintre ele și o să vedeți cât de frumos povestește Dumas aici. Vai. Ei, și începusem să vă spun de abatele Faria, că era și el întemnițat acolo cu Dantes, și acesta îi va oferi lui Dantes. Îi va oferi atât de multe lecții de viață, cât nu avea bietul băiat în cei 19 ani ai lui, dar nu doar lecțiile astea de viață și cum să pășească în lume, practic chiar pășește ca un nou născut când iese din temnița aceea, dar cu o mulțime de lecții, cum vă spuneam. Însă abatele Faria îi oferă și comoara secretă a familiei, spada cea din insula Monte Cristo, și astfel ajunge el conte de Monte Cristo. Dar până acolo, vă povesteam mai devreme că au fost mai multe povești care m-au emoționat. Una dintre ele este cea cu abatele Faria din temniță, apoi este povestea domnului Morel, armatorul ce deținea nava Faraon, pe care lucra Dantes înainte să fie întemnițat. Și domnul Morel, care falimentează, rămâne foarte, foarte sărac, iar... Dar numai că de aici nu vă mai spun, pentru că e foarte frumoasă povestea și vreau să o descoperiți singur. Dacă nu ați citit-o sau dacă ați citit-o acum 1000 de ani, luați-o la recitit. Eu, care nu prea recitesc cărți din trecut, pe asta cred că aș reciti-o dacă mi s-ar fi întâmplat să o citesc atunci când ar fi trebuit, zic eu, că ar fi trebuit la 16 ani. După care, o altă poveste care m-a emoționat, bineînțeles, este cea a lui Dantes, pentru că pe lângă suferința lui din temniță, el tot credea că o să fie liberat. Nu știa când au trecut 5 ani, când au trecut 7, 10, 14 într-un final. Și cum a evadat, nu, că a fost eliberat pe bună credință și și-a dat cineva seama ce greșeală imensă s-a făcut. Nu, dar vor plăti cu toții, stați, știți, până la final sunt convinsă de asta, sau nu, sau nu sunt convinsă, nu știu, pentru că el e un om foarte bun la suflet. Dantes, Edmond Dantes, când intră în temniță, este un tânăr atât de bun, atât de sufletist, atât de blând și de curat, cum vă spuneam și mai devreme, el nu are niciun pic de răutate și de ură pe chip. De asta îl descrie foarte frumos Dumas și în temniță și mai târziu când iese și cum încearcă el să facă bine înainte de a intra în răzbunare complet. E bine, el îl ajută pe domnul Morel și spuneam că m-a emoționat nu doar povestea lui în sine, povestea în sine a lui Dantes, cât momentul acela în care merge în casa părintească. Știa deja de tatălui că murise, dar nu știa că murise de foame. El fiind deja aproape conte, încă nu a devenit conte când mergea în casa părintească, și atât de bogat, în schimb, pentru că descoperise comoara secretă, să vedeți cum o descoperă, și acolo un alt moment foarte fain, dar m-a impresionat foarte tare, pentru că și tot doream, în timp ce citeam, când el era întemnițat, îmi doream ca tatăl lui să trăiască, să apuce să-l vadă în viață. Era deja prea târziu, a murit cu mult, mult înainte, cu mulți ani înainte ca Dante să iasă din închisoare. Ei, și eu am ajuns în punctul în care, vă spuneam că mai am vreo 100 de pagini până termin primul volum, am ajuns în punctul în care el este deja conte de Monte Cristo. Chiar, de ce îi zice de conte de? Că ar putea fi contele Monte Cristo, nu? Sau probabil vine doar din franceză și de aceea s-a păstrat și în limba română. Că am văzut că toți conții sunt cu de contele de Villefort, contele de Monte Cristo, de Villefort, nu știu dacă a devenit conte, nu mai știu, chiar nu mai știu. Și în momentul în care am făcut eu pauză ca să intru să vă povestesc despre acest roman superb, el se reîntâlnește cu Mercedes, momentul pe care eu îl aștept de când a intrat el în temniță și de când a fost eliberat. Doamne, cum... Mi-am imaginat acel moment în care femeia asta aproape, nu că tremură, aproape că leșin acolo în fața lui,
Încă nu știu dacă s-a prins că este Dante al ei sau pur și simplu tremură pentru că, nu știu, îi recunoaște ochii, ca și cum mai vedea tu în viața reală un om după 20 de ani, 15 ani, 14 ani, cum este în carte, și îi recunoști privirea, ochii, zâmbetul, nu știu, ceva îl trădează astfel încât să știi că este acel om pe care tu l-ai iubit. Cam atât cu povestitul, mă apropii de finalul vlogului. Oricum nu pot reda. Cred că nici acum, nici după finalul romanului, sau poate să treacă un timp să diger povestea mai bine, nu pot reda ce sentimente m-au năpădit citind despre suferințele și despre acele mici și mărunte bucurii ale lui Dante, acest personaj care, v-am zis, este momentan preferatul meu din întreaga literatură. A destronat fără doar și poate orice alt personaj și da, îmi pare rău că nu am citit Frații, n-am citit Cei trei mușchetari, care se află în biblioteca familiei mele de când eram copiliță. Nu am citit, uite așa am trecut peste Cei trei mușchetari, am închis ochii pur și simplu, ce, da, Dumas, lasă că în partea asta avem cărți erotice. Da, o să fac un story time despre cine ești și ce citești și cum te poate schimba cititul, dar asta pe la anul. Momentan sunt ancorată în această poveste de pe insula Monte Cristo, insulă care a devenit celebră după publicarea romanului lui Alexandre Dumas, tatăl. Insulă pe care se, mă rog, așa spune legenda, că sunt îngropate comori de către pirați. Insula este foarte, foarte cunoscută și recunoscută în continuare. Ea a devenit rezervație naturală și nu pot veni decât maximum 1000 de turiști pe an, iar pentru viză aștepți cel puțin 3 ani. Și închei cu un citat care mi-a plăcut foarte mult. Este un citat pe care eu îl folosesc, îl foloseam și înainte să ajung la acest roman, cumva îl reproduc acum și mi l-am reamintit datorită acestui citat, care spune cam așa: de câte ori în viața asta nu ți s-a întâmplat să dai cu nasul de fericire, să o simți, să o miroși, să o trăiești și tu să nu știi că aceea este fericirea? De câte ori? E bine, așa spuneam că obișnuiesc să mai spun din când în când și era un citat propriu, doar că, bineînțeles, cu alte cuvinte, nu atât de poetic și de frumos cum o spune Alexandre Dumas, de care m-am îndrăgostit. Dostoevski, iartă-mă, dar sufletul meu acum este cu Edmond Dantes, ce să fac, îl iubesc pe omul ăsta, Doamne, ce frumos, ce frumos cum descrie el Dumas fiecare sentiment în partea al acestui om care a renăscut, practic, în propria cenușă. Și v-am zis că de fain este momentul în care văd că face bine. Încă nu vrea, încă n-a ajuns la răzbunare și el își construiește fiecare plan, bineînțeles, ca o urzeală așa a fiecarei răzbunări, și când se întâlnește cu Mercedes, se reîntâlnește, exact aici sunt, exact aici. Dacă vreți să vă mai zic încă, vă mai zic, e târziu și am să revin oricum cu detalii despre această carte. Am mai povestit eu atâtea ori pe Instagram și multe persoane mi-ați scris în privat că vreți să începeți cartea asta datorită faptului că am tot promovat-o. N-am cum să nu promovez, clasicii sunt pe sufletul meu, îmi pare rău că nu i-am citit la vremea respectivă, însă niciodată nu e prea târziu, așa cum obișnuiesc să spun despre absolut orice în viață. Vă mulțumesc că ați fost aici, mulțumesc dacă v-ați abonat și ați apăsat clopoțelul de notificări, pentru că fără el nu puteți vedea următoarele mele vloguri. Mai am doar 2 vloguri și încheiem anul cu brio. V-am pupat, pa, pa!